Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Biotech. Și în ultimul episod rămăsese să minez toată... What the fuck? Să minez toată sfera asta și am făcut-o. Uitați-vă cât am strâns până acum. 10 diamante plus 3 ce le-am folosit la târnăcop. 13 diamante, 3, aproape 3 stack-uri de redstone, aproape un stack de lapis, cam vreo 20 de bucăți de fier, că am mai folosit și pe la astea, așa. 12 emeralde, așa, 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 și aproape un stack de coal și jumate de stack de quartz. Și în episodul de astăzi am plănuit să găsesc un loc în care... Ce dracu e la frate Liria? Să găsesc un loc în care să mă mut permanent, gen, să nu stau să mă mut din nou și din nou să strâng. Pentru că dacă mă duc într-un loc, o să strâng în chestul și o să trebuiască să fac mai multe tripuri dacă vreau să mă mut în altă parte, pentru că vă dați seama că de-abia am loc pentru ăsta în inventar. Da, păi să mai am și vreo 2-3 chesturi pline. Acum o să omor pe angelul ăsta. Mai am niște string, frate, să fac o undiță pentru că avem nevoie de mâncare disperat. Disperată. Loot bag. Dark boots. Mai multe chestii de asta și safarine nu ne trebuie. Stați liniștiți că știu ce face safarinet. Hei! Ouă! Vreau. Și vreau și carne de găină. Și aici e locul în care... văd acolo încă un păianjen. Un păianjen puțin prostuț, după cum ați văzut și voi. Să mor pe drăcoșii ăștia. Mor, mă. Au, nu. A dropat un loot bag și nu vreau să îl pierd. Nu. Nu, de ce am... Și cu ocazia asta vă arăt și care e treaba cu care e treaba atunci când mori. O să scap de zombiul ăsta neapărat. Pleacă, mă, pleacă. Pleacă de aici. Pleacă. Du-te de aici. N-am nevoie de tine. Așa. Atunci când mori, itemele nu ți sar pe jos, adică nu se împrăștie cum sunteți obișnuiți din vanilla, ci se formează o chestie din asta, un gravestone sau habar n-am cum se zice în română, o piatră de mormânt, de fapt, dar sună mai cool în engleză. Și atunci când spargi chestia asta, toate itemele tale sunt în siguranță, de fapt, poți să le iei în siguranță și poți să te asiguri că nu o să cadă peste tot, nu mai am loc, am să arunc doar tot ăsta. What the fuck? Ce să arunc? Pene, n-am nevoie de pene. Și mai am acolo niște săgeți. N-am nevoie de topor, am nevoie de târnăcop. Nu târnăcopul ăla, ci ăsta și sabie. Și șoșonii mei. Așa. Deci, ce ziceam? Apropo că am găsit un loot bag. Armură, perfect. Ce arunc, frate? Pana asta. Du-te în pana mea. Asta am să pun pe mine. Ăsta oare pot să-l pun așa? Nu merge să le pun pe amândouă, dar ar fi fost bine. Am o găleată, asta o să-mi fie foarte de folos. Un name tag. Am să arunc săgețile astea și carnea asta de zombie. Am să iau, că poate rămân fără mâncare. Dar hai să omor găinile astea și o să plec în aventură. O să încerc să nu vă plictisesc foarte tare, pentru că s-ar putea să găsim cam destul de greu un loc. Dar înainte de toate, hai să scot chestia aia după hartă, că mă stresează, remove. Nu știe nimeni că am murit. Așadar, o să merg spre sud. Nu știu de ce, așa mi-a venit, o să merg spre sud. Și văd acolo un witch și nu vreau să mă acopăr de el, nu vreau să mă apropii de el. Și aici e locul în care am înoptat în episodul trecut. Aici e gaura aia în pământ. Și ce dracu, s-au mulțit oile, frate. Au făcut un sexuleț așa între episoade, oile astea, și s-au mulțit. Nu înțeleg cum se treaba. Probabil moștii ăștia sunt
invers proporțional cu monștri, am vrut să zic mobi, mă rog, animale. Sunt invers proporționale cu spawning-ul monștrilor, adică astea se spawnează când se face zi, cred. Nu știu care e explicația logică. Poate mă frec în... dă-te în pana mea de pană. Și nu știu de ce am leg spike-urile astea gigantice. Bun. O să continui să merg în direcția aia. Și am să vă mai dau cât un progress update așa din... De fapt, când găsesc câte ceva ce ar putea fi interesant. Hei, ia uita ce am descoperit. Oare ce-o fi asta? Cred că e un meteorit. Sunt curios dacă e ceva cu el. Oare are ceva în interior? Mi-e frică. Dacă... Skystone chest? Skystone. Inscriber. Logic press. Ok, am să iau astea. Poate sunt rare. Știi ce am să las aici? Ăsta. Nu cred că o să am nevedere. Tocmai am descoperit niște sugar cane. Ceea ce e foarte tare pentru că fac pariu că o să ne trebuiască chestia asta. Gen... Și până și în vanilă e foarte importantă. Importantă? Era să zic importanță. E foarte importantă, da. Hai să dăm. Am să vă arăt o chestie super tare. Dacă țineți mouse-ul pe, să zicem, pe Sugarcane sau pe orice alt item și apăsați pe U de la Uses, o să vă arate pentru ce poate fi folosită. Și poate fi folosită pentru hârtie, normal. Pungy stick, nu știu ce e chestia asta. Pentru sugar, zahăr, așa, shapeless, da. Un fermenter. Aici a spus, vă arată în ce aparat poate fi folosită. Aici shapeless crafting și aici în shape crafting. Un fermenter și cam atât, da. Și am găsit și un pungent pe care am să îl omor dacă n-aș avea lag. Ce frate cu lag? A, se generează harta. Pentru că am nevoie de pânză. Și n-a dropat decât una. Ochiul n-am să-l iau pentru că nu trebuie. Și ce se întâmplă cu harta de nu se generează, frate? Ce e neregulă? Ok, s-a generat. Mergem mai departe. Mergeam în direcția asta și uitați ce am descoperit. O mare sferă, care în loc de lacul apă are lavă. Și știți ce să fac? O să dau pe B și o să pun aici un checkpoint, pentru că vreau să mă întorc în locul ăsta, pentru că o să am nevoie neapărat de lavă și o să dau pe J și o să dezactivez checkpoint-ul ăsta să nu mi apară permanență pe hartă, pe hartă, da. Super folositor. Ăsta e al treilea meteorit pe care îl descoper, deci nu înțeleg care e treaba cu chestiile astea. Sunt foarte curios. Așa că o să... What the fuck? Și uite câte dăste are ăsta aici. Așa că o să mă uit pe... O să mă uit pe wiki să văd despre ce e vorba. Ce, doamne, să arunc. Cabul ăsta și cu ăstea. Așa. O să mă uit pe Wikipedia să vedem despre ce e vorba. Deci... A trecut mai bine de jumătate de oră de când tot alerg după o sferă din asta pe placul meu și încă nu am găsit-o. Așa că prima sferă care e cât uși de cât mare, nu cum e asta, asta e foarte mică, e minusculă de-a dreptul. Așadar, am găsit un loc într-un final. Nu e foarte grozav locul, dar e destul de ok să mă mulțumesc. Foarte mulți copaci, ceea ce o să mă ajute, pentru că o să vedeți în următoarele episoade de ce. Adică, de ce. Copaci, în general, sunt o sursă bună. Sunt o resursă bună, nu o sursă. Ce o să fac eu? Că am pus mai multe de astea de lavă pentru că am mai descoperit. O să le dau remove la celelalte două pentru că nu mai am nevoie de ele. Și o să-l păstrez decât pe ăsta. Să-i dau așa o culoare portocalie.
Și uitați-vă și voi, chiar aici. Deci, pe insula vecină. Ceea ce e super cool, pentru că vom putea pompa lavă de acolo și o vom putea folosi la un generator sau ceva să ne alimentăm cu energie. Ceea ce e super, super tare. Acum, odată că am ajuns aici, o să fac un chest în care o să-mi bag toate itemele din inventar, pentru că nu suport să stau cu inventarul plin. Nu știu de ce am o fobie așa, dar nu-mi place deloc să am inventarul plin. Întotdeauna îmi place să-l am liber. O să iau lemnul ăsta, o să fac câteva chesturi și o să le umplu. După care vedem ce se întâmplă. Probabil o să fac o undiță pentru că trebuie să mai fac rost de astea pentru undiță și chesturi. Ah, da, și nu v-am arătat. N-am apucat să vă arăt, am uitat. Între timp, de fapt, în timp ce pe drum am găsit un cățeluș și era săracul abandonat, stai mă așa. Era abandonat pe marginea unui pod și aveam oase la mine din întâmplare că na, mai omor și un schelet una alta și am dat și lui unul să mănânce și acum e prietenul meu, cel mai bun. O să-i punem, nu știu ce nume o să-i, probabil Azorel. Avem și un name tag aici, dar încă nu avem un anvil să-l redenumim. Așa că până data viitoare aș vrea să-mi spuneți voi ce nume să-i pun la cățelul ăsta. Iar dacă ați ajuns până în partea asta a episodului, spuneți-mi în comentarii, sunt curios cine a urmărit episodul până la capăt. Și de ce? Ce v-a plăcut la episodul ăsta? Sau ce vă place la canalul ăsta? Și da, cam asta a fost tot. Mulțumesc de vizionare. Nu uitați să dați like, share, subscribe și toate cele. Și ne vedem pe data viitoare. Ciao!